pe scurt, nu e deloc o lectură neplăcută, e o lectură foarte bună, dar e genul de lectură în care îți propui să citești vreo 2-3 zile un capitol care, atenție, pe care tinzi să-l studiezi, pentru că este o carte de studiu, nu e o carte de... În fine, nu e cum e acum obiceiul să faci tot soiul de shortcut-uri, de micro-înțelepciuni care sunt prefabricate. Asta e o demonstrație, un argument și ca toate explicațiile, demonstrațiile și argumentele, se urmărește un efort intelectual serios. Adică vă rog să mă credeți că și pentru mine, la vârsta asta și cu exercițiul meu, nu e o carte de preț. Am recitit-o ușor. Plăcerea cea mare a venit din faptul că, spre deosebire de... Eu am citit-o prima oară în engleză, o să vedeți. Da, așa s-a nimerit în vremea respectivă. Deci o carte apărută în 1949, am fost citită de mine la începutul anilor 90 în limba engleză. După care mi-a crezut să bună și ediția franceză, lucrurile s-au mai potolit. Dar prima oară, cartea asta a fost tradusă în România, la 50 de ani după apariția ei în Franța. Și întrebarea este, cum tu admiți să traduci pe Sartre fără niciun fel de problem și să mai existe și bibliografia facultății, să traduci și literatura scrisă de o femeie, dar să faci obstrucție totală în privința acestei traduceri. Și chestiunea este următoarea. Și o să vedeți că aici și ea pică într-o anumită capcană. În România, într-adevăr, femeile s-au emancipat prin muncă în timpul comunismului. Pe scurt, nimeni nu le-a oprit să muncească până nu mai știau cum le cheamă. Asta e clar. Pentru că doar 4% dintre ele nu munceau. Era munca oricum obligatorie. Ei, în aceste condiții, când trăiai într-o societate care avea un singur ism, comunism, care mântuia pe toată lumea, deci nu exista nici ecologism, nici liberalism, nici conservatorism, niciuna dintre celelalte orientări nu avea drept de cetate. Evident, feminismul, în sensul drepturilor femeilor și egalitatea de iure și de fapt cu bărbați, nu încăpea într-o societate în care drepturile fundamentale erau la muncă, la viață și la pace. Ce treabă are asta cu ideea de emancipare? Și se vorbea totuși despre emanciparea prin muncă. Ca dovada ostilității cumplite a comunismului în față de feminism, e faptul că, de exemplu, în momentul în care femeile din Rusia au încercat în Partidul Bolșevic să facă propriile lor orientări de natură feministă, Clara Zetkin a fost, să zicem, campioană din punctul acesta de vedere, organizațiile feministe au fost interzise ca fiind burgheze. Deci, pe scurt, cine mai asociază feminismul cu comunismul comite, după părerea mea, o fraudă intelectuală, gândind empiric, adică după ce lucrurile au trecut, după ce s-au întâmplat, este clar că orice ism încape numai în democrație. Acolo e loc pentru toată lumea, e pluralism, avem loc toți, cu diverse categorii de interese și percepții. E bine, deci, uneia ca mine și tuturor generațiilor de femei, în consecință vorbesc de a mamei, care era contemporană cu ea, a mea și cea de după, nu au avut parte de o asemenea lectură. Care, atenție, este crucial. Este crucială în viața oricărei femei care și-a pus vreodată întrebări în viața ei despre propriul ei, așa zis destin, să numim așa deocamdată provizorii, și pentru orice fel de bărbat care suferă de umanism de profunzime și se întreabă pe ce lume trăiește, dacă lumea asta e o rânduită bine sau dacă e o rânduită prost, de ce e prost? Și ce se poate face un pic mai departe.